prioritatea maximă pentru noi este atragerea fondurilor europene. Prin atragerea acestor fonduri europene încercăm și cu siguranță vom reuși să finalizăm lucrările pe care le-am început, autostrăzile pe care le avem în lucru. În acest moment avem peste 400 de kilometri de autostrăzi în execuție. Va fi gata autostrada București-Ploiești, va fi gata București-Constanța, centura Aradului, va fi gata București-Constanța. Și termen de finalizare București-Constanța care este? Iunie 2012? În a doua jumătate a anului acesta. Deci după 1 iulie. După 1 iulie. Noi încercăm să dăm drumul la trafic pe un singur, pe o singură bandă pe sens până spre Constanța. Secretarul de stat Eusebiu Pistru susține că Ministerul Transporturilor a reușit să finalizeze toate proiectele semnate în 2009. De asemenea, el a dat asigurări că cei 300 de kilometri de autostradă vor fi finalizați până în 2013, indiferent cine va fi la guvernare. Autostrada Arad-Timișoara a costat undeva la 115 milioane, dacă nu mă înșel. Iar autostrada Bechtel, care am construit cei 52 de kilometri, a costat 780 de milioane de euro. Contractele care au fost semnate în perioada 2009 și până în prezent au fost finalizate. Autostrada Arad-Timișoara a fost semnat contractul în anul 2009, a fost finalizată în 2011 la termen. Am avut întârziere de vreo 6 luni de zile. În acest an vor fi gata 90 de kilometri. Diferența de 300 și ceva de kilometri, când estimați că va fi gata? Diferența de 300 de kilometri va fi gata în anul 2013. Indiferent, dacă aici în 2012 va veni o altă guvernare. Va veni o altă guvernare, dar proiectele trebuie să meargă înainte.